Radu Pantea, bine ați venit la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare. Cu ce ocazie vă aflați la noi? Mă aflu aici pentru o nouă expoziție. Trebuie să mărturisesc cu satisfacție că este a treia expoziție pe care o am în acest edificiu cultural și sper să nu fie ultima. Aceasta fiind însă una care se încadrează într-un context mai amplu unui festival internațional de fotografie Carol Pop de Sat Mare. De ce o retrospectivă? Putem să spunem și așa, dar mai degrabă este o expoziție care se încadrează în această abordare a fotografiei care mă interesează poate cel mai mult, aceea a portretelor, a proiectelor, scuzați, fotografii care sunt unitare din punct de vedere tematic, ideatic, compozițional și în care îmi pot permite să expun ceea ce doresc fără a căuta neapărat să satisfac pretențiile unor jurii de la anumite saloane de artă fotografică. Acum aici nu veți vedea neapărat o unitate tematică decât aceea compoziției în pătrat, deci este una din abordările mele. Într-adevăr este o expoziție retrospectivă pentru că atinge mai multe tematici, mai multe idei, mai multe proiecte de ale mele și am păstrat această idee a compoziției în pătrat. Domină culorile roșu, albastru, galben. V-ați propus asta sau este acum, absolut întâmplător? Dacă mi-ați atras atenția, cum observ și eu, nu este ceva căutat în mod anume, nu am o preferință pentru culori, nici n-aș avea cum, pentru că în cele mai diverse locuri unde găsesc subiectele, nu pot controla cu nimic culoarea existentă la fața locului sau lumina sau marea majoritate sunt făcute în diferite locuri, prea puține, poate vreo 2-3 în studio. Și nu mai interveniți asupra fotografiei, nu prelucrați ulterior? Cum să nu intervin asupra tuturor, dar prin procesări din acestea legate de mai mult de îmbunătățirea calității. Recunosc că nu mă pricep la montaje de imagini, la crearea acestor imagini compuse din altele pentru a inventa anumite realități virtuale, anumite subiecte practic inexistente. Totul este așa cum a fost fotografiat, dar sigur procesările există la fiecare dintre ele. Ce rol joacă umbra? Văd foarte multe fotografii unde ați căutat parcă cu intenționalitate umbrele. Nu, n-am. Exact cum v-am spus adineauri legat de culorile subiectelor, și umbra face parte din realitatea locului, a scenei, a subiectului fotografiat. De multe ori n-am putut reveni asupra sau la fața locului unde am găsit ceva interesant de fotografiat și atunci de cele mai multe ori a trebuit să fotografiez la lumina existentă. Sigur că de multe ori umbrele devin supărătoare, devin greu de stăpânit, dar și aici pot să spun că avem norocul aceste programe de procesare a imaginii când putem puțin penetra în zonele de umbră și să dezvăluim ce o umbră prea deasă uneori ar ascunde. Pasiunea pentru fotografie în viața noastră? Din copilărie. Trebuie să spun că de atunci, de când eram copil, atunci când veneam la gâtul cuiva un aparat de fotografiat,
trebuia neapărat să-l joc, să mi-l dea puțin în mână, să-l văd, să-l studiez puțin. Mi se păreau foarte complicate și nu puteam imagina ce sunt toate cele reglaje, la ce folosesc. Mi se părea așa un instrument greu de utilizat, greu de înțeles, lucru care nu s-a adeverit după aceea. Sigur, am devenit pasionat de fotografie, tot la vârsta copilăriei. Prin grijă părinților mei am avut primul, al doilea, al treilea aparat de fotografiat și sigur că totuși spre zona competițională și expozițională a fotografiei am putut să mă orientez doar după 1977, când am terminat facultatea. Era greu atunci să te ocupi și de una și de alta. Ați făcut o facultate care v-a susținut pasiunea sau nu? Nu. Nici pe departe, am făcut o facultate de profil chimic. Unul ca mine, care a făcut 10 de ani, pot să spun, de fotografie clasică, nu se poate desprinde de nostalgia celor vremuri, dar confortul actualelor modalități de procesare digitală, cel puțin pe mine, mă fac să nu doresc să mă mai întorc la tehnologiile de atunci, chiar dacă uneori fac câte o incursiune în ampla mea arhivă de negative și mai scanez câte un clișeu, fapt care deschide niște noi drumuri, ce pot face cu acea imagine scanată, ceea ce odinioară, procesând direct de pe film, nu se putea realiza. Și aici, dacă aș sta să mă uit, acum nu îmi vine în minte așa, dar dacă aș sta să mă uit, cred că sunt câteva care încă sunt din acea perioadă. Deci de pe clișeu scanat și procesat după aceea. Din ce asociație faceți parte? Din Asociația Eurofotoart, dacă ne limităm la plan local, din Fotoclubul Pro Arad din Arad, cum bine spune chiar numele, și sigur sunt membru a mai multor federații și organizații și societăți internaționale sau naționale sau zonale de fotografie. Această expoziție este una itinerantă sau ați adus-o doar la Baia Mare? Nu, a fost deschisă prima dată anul trecut în martie în Oradea, la puțin timp după ce am împlinit vârsta de 65 de ani și cu ocazia lansării unui album de fotografie. Fotografiile din expoziție o socotiți cea mai valoroasă? Este o abordare deci relativă, dar dacă e să consider cel mai mare premiu luat cu vreuna dintre ele, este aceasta, cu care am luat o medalie de aur a Federației Internaționale de Fotografie. Dar, ca să zic așa, una care îmi place de asemenea foarte mult este aceea, care este și pe coperta albumului de care v-am vorbit și care dă și titlul atât a albumului cât și a colecției, de Oglinda Memoriei. E o oglindire într-o masă de sticlă, deci un subiect foarte simplu, pentru că, cum să vă spun, nu pot să-mi permit să călătoresc, să mă duc unde aș dori și atunci de multe ori îmi caut subiectele în cele mai comune locuri, căutând să le să prezint acele locuri obișnuite într-o modalitate unică. Deci nu cum este locul, nu să-l documentez, ci să-l arăt cum îl văd eu. Și la fel pot să spun că îmi este foarte dragă. Sunt cele două cu clădirile acelea care sunt realizate cu 2 ani în India și până la urmă
Nici nu-mi place această ierarhizare, pentru că pentru mine sunt importante și îmi plac toate. Dacă nu mi-ar plăcea, nu le-aș include într-o expoziție. Sunt mai multe, dar selecția este selecție. Și în încheiere aș vrea să vă spun că am fost un mare adept și sunt al expozițiilor organizate în biblioteci. Am avut ocazia să expun în Cluj, în Slatina, în Galați, Brăila, în Baia Mare și în Alexandria, Egipt, nu Teleorman, și consider că bibliotecile pot avea aceste spații anexe care să fie folosite pentru expoziții, astfel încât bibliotecile să devină un spațiu multicultural. O expoziție într-o bibliotecă, și bineînțeles biblioteca din Oradea, am expus sigur, o bibliotecă fiind prin ea însăși un spațiu cultural unde nu vine chiar oricine, este foarte probabil ca cei care intră într-o bibliotecă să fie atrași de o expoziție de ce-o fi, de fotografie, grafică și așa mai departe, carte, ex libris și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc, rămâne.